Matei 26, de la 30 la 46. Matei 26, 30 la 46. Unde atât ce relatează evanghelistul Matei. După ce au cântat cântarea, cum am făcut și noi, am cântat cântările, au ieșit în muntele măslinilor. Apropo, cei care cântați, știți că și Domnul Iisus cânta, da? După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci, Iisus le-a zis, și am rugămintea, fiți foarte atenți la detalii pentru că le vom folosi. Atunci Iisus le-a zis ucenicilor, da? În noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină, un motiv de potignire, adică vă veți împiedica în mine. Că ce este scris? Voi bate păstorul și oile turmei vor fi împrăștiate, risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Când aude Petru și ceilalți, ca întotdeauna Petru, îl mai ocăși dintre ei, Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adică, Doamne, dacă ăștia, colegii mei, ăștia mai stau ca mine, dacă se vor potigni, uite de la mine, ești bărbat adevărat, poți conta pe mine. Adevărat îți spun. I-a zis Iisus lui Petru, că tu, răudărosule, da, tu, chiar noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Așa, colegii tăi, odată, tu de trei ori, să știi. Credeți că se lasă Petru? I-a zis. Petru a răspuns, chiar dacă a trebuit să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine, tot nu te voi abandona, asta este ideea. Și toți ucenicii au spus același lucru, că doar nu o să o lăsai mai prejos, nu o să arate că sunt mai puțin bărbați, cum facem noi toți de altfel, așa e? Toți suntem grozavi, înainte de examene, așa e copii? M-am pregătit, zice mama, știi, am învățat mamă, știu că apa. Până la examen știi că apa, știi, dar ce trebuie? Și la examen ești apă, transpir și... Ok, mergem mai departe. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit. Deci după ce i-a avertizat că toți îl vor abandona, într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo, să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii lui Zebedee, pe Iacov și Ioan, și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Și fiți atenți acum. Iisus le-a zis atunci. La cine i-a zis? La trădătorii lui. Atunci le-a zis. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați prână cu mine. Vă opresc un pic și gândiți-vă pe cine vrea să conteze Iisus. Pe niște slăbănoci, în frunte cu Petru. Da? Rămâneți aici și vegați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la ucenici, a găsit dormind și a zis, ălui mai îndrăzneț și mai lăudăros, Petre! Mă, Petre, tu care îți dai viața pentru mine, tu care mor cu mine, măi, Petre! Un ceas, adică o oră, n-ai putut să veghezi împreună cu mine? Vezi că mori! Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr e plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să îndepărtezi de la mine parul acesta, fără să beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind. Nici nu mai trezi pe Petru că n-avea rost, da? I-a găsit din nou dormind, așa-i? Pentru că li se îngroiaseră ochii de somn. El s-a din nou
s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă! Haidem să mergem de aici. Iată că se apropie Mângătorul. Amin. Hai să stăm în picioare. Tată care ești în ceruri, mulțumim că astăzi la cina Domnului i-a dus înaintea noastră această filă de istorie în care l-am întâlnit din nou pe Iisus Hristos, Fiul Tău, îmbrăcând straie de miel, de jertfă. Și am întâlnit din nou pe ucenicii Lui, oameni care au făcut pe grozavi cum facem toți. Dar când apare tentația, suntem la fel de slabi și de vulnerabili ca ei. Mulțumim că cu toate acestea, cu toate vulnerabilitățile noastre și limitările noastre și greșelile noastre, Tu ne chemi și nu ai renunțat la noi. Mi-aș dori așa de mult ca astăzi, prin Duhul Sfânt, să deschizi mintea și inima noastră și să ne înveți ceea ce trebuie să știm din ceea ce s-a întâmplat atunci acolo, în Ghețimani. Să ne înveți că fiecare dintre noi purtăm bătălii teribile în care cei mai buni prieteni nu ne pot ajuta cu nimic. Sunt bătăliile noastre personale. Că nici soțul, nici soția, nici tata, nici mama, nimeni nu ne poate ajuta cu nimic, ci cel mult doarme lângă noi. Mulțumim că în noaptea aceea ai acceptat planul Tatălui și ai băut paharul acela cu păcatul nostru. Și dacă astăzi vorbim de biserică, și dacă astăzi suntem partea bisericii, și dacă astăzi celebrăm moartea și învierea ta, este că atunci ai biruit. Și îți mulțumim că deși ne ducem singur bătăliile, avem garanția că nu ne abandonezi niciodată. Mulțumim. Amin. Luați locurile, vă rog frumos. Mi-am propus în dimineața asta să vă provoc cu un adevăr care ne doare pe toți. Pe care uneori nu-l înțelegem, dar pe care toți, începând cu mine, îl trăim. Știți care e adevărul? O să te rog să-l pui pe monitoare. Înconjurați sau înconjurat, pun la persoana întâia, înconjurat de prieteni și totuși, singur. Înconjurat de prieteni și totuși, singurel. Recent eram la o conferință a familiilor și după una din sesiuni a venit la mine o soră, eram în biserică, în sală, a venit din spate și m-a abordat față o soră tânără, mama doi copii. Și a zis, frate păstor, vreau să mă acordați câteva momente. Am zis, sigur că da. Frate păstor, mă dorui soțului meu ca să nu-l pierd, dar niciodată nu m-am simțit iubită de el, niciodată. Rațiunea pentru care accept să mă bucur de el este una singură, să nu-l pierd, adică să nu se arunce în brațele altor femei, că înțeleg nevoia, dar nu mă simt iubită. Ce bine ar fi dacă această mică dramă ar fi unică, dar atâtea familii trăiesc o asemenea dramă. Suntem înconjurați de prieteni, soț, soție, părinți, copii. Suntem generația care pretinde că are cei mai mulți prieteni de pe fața pământului.
Eu n-am Facebook. Niciodată n-am. Voi aveți mulți. Uitați-vă câți prieteni aveți pe Facebook. Unii cred că aveți mii. Dar când închideți laptopul, telefonul sau jucăria voastră electronică, cum sunteți? Avem o listă cu foarte mulți bolnavi și ne rugăm pentru ei. Nimeni însă, nimeni, nici măcar Dani Condor, nu poate să ia asupra lui radiațiile și chimioterapia Călinei. Ea singură le duce. Să nu spună Dani că o înțelege, nu o înțelege. Ne rugăm pentru bolnavii noștri, dar tratamentele le suportă ei. Traumele, durerile, suferințele, chinurile sunt ale lor. Eram la o grupă de studiu biblic cu păstorii din comunitatea de Cluj luna trecută și s-a abordat subiectul creștinul și depresia. Și un coleg a prezentat superb o temă, tema legată de acest subiect. Și apoi am intervenit fiecare cu tot felul de afirmații, la care unul dintre colegi a zis, am o întrebare. Nu v-am auzit pe niciunul din voi să spuneți cum v-ați raportat la depresie, de ce? Hai să vă spun eu. Și a zis, 8 ani am fost depresiv în urma unei prorocii mincinoase. Și nimeni nu poate spune că a experimentat în depresie ce am trăit eu. Nimeni n-a experimentat ceea ce să nu știu eu. Provocarea a fost atât de mare încât ne-am propus ca și mâine să abordăm subiectul acesta, partea a doua. Pentru că vorbim de creștini depresivi și nu puțini. Sunt situații delicate. Îmi iubesc soția. Atena mă iubește teribil. O iubesc foarte mult. Dar când merg cu ea la internare de o zi, la 10 săptămâni și face perfuzia la Cluj, o las la spital de zi, în cameră, intră și își ia perfuzia singură. Nu simt ce simte ea la perfuzie. N-am cum! Dar cum n-am cum? Păi suntem un singur trup. Și ce-i dacă? Înconjurat de prieteni, totuși singur. Câte soții nu experimentează singurătatea lângă proprii bărbați care dorm bușteni lângă ea, lângă ele. Câți bărbați nu trăiesc drame singuri? Dar au soții, au nevastă, au copii, au rudeni, au prieteni. Nimeni, niciun pământean nu poate experimenta traumele, suferințele, dramele noastre sunt ale noastre. Am avut 2 zile superbe, au venit băieții de la Cluj, Ionadan și Paul cu familiile, grozav, ne-am jucat de-a față ascunselea într-o pensiune, 6 camere, tot am creat-o noi. A fost zgomot, mizerie pe sos, am curățat eu cu Atena, n-a fost greu și nu rău le-am ajutat. Dar fiecare s-a rugat în mașină și a plecat la casa lui. Noi am plecat ultimii. Cu amintirile, Marin. Sunteți în aceeași casă 3 familii, dar fiecare familie și-are singurătatea ei. Și fiecare membru al familiei se simte singur. Hai să vin cu un exemplu extrem. De mult ne iubim în familie unii pe alții. Dar murim singuri. Murim singuri. Suntem un singur trup. Ne simțim partea celuilalt, indestructibilă. Când moare unul, moare singur. Și tu rămâi singur. Nu-i așa ce adevăr dureros? De ce avem așa de mulți prieteni oare în perioada aceasta din istorie, pe care nu știm cum să o mai botezăm și spunem postmodernism. Știți de ce? Alergăm după prieteni, după concedii, după mese, după ospețe, după... Știți de ce? Pentru că suntem teribil de singuri și vrem cumva să ne mințim că nu suntem singuri.
uite ce am eu pe Facebook, uite câte like-uri am, eu nu singur. Cu cât ne dorim mai mulți prieteni și anturaje mai largi, încercăm să alungăm un adevăr care ne doare și nu-l suportăm. Suntem singuri. Câți dintre voi aseară v-ați pus în pat, dormitor, și ați luat fiecare telefonul lui să răspundeți la mail-uri, răspundeți la prietena, prietenul. Eu cu telefonul meu în pat, Atena cu telefonul ei și am răspuns la câți nu facem asta? De ce facem asta? E sfâșietor! Când te uiți la un restaurant unde părinții își invită copiii să le dea o masă, o petrecere, și toți lângă meniu au jucăria. Cât de singuri suntem! Îți vine să urli! Cât de singuri ești! Și nimeni nu te poate ajuta cu nimic. Înconjurat de prieteni, sunt singur. Ești într-o biserică, uite, noi suntem aproape 200 de oameni, 170 și... Și totuși, unii dintre noi, ca să nu zic, mulți dintre noi, plecăm la noastre singuri. Mergem acasă, la mâncarea din frigider, le băgăm în cuptorul cu microunde, o încălzim și mâncăm. Că dintre noi, noi le bem cafea cu soția sau soțul, în timp ce tragem cu ochiul pe Facebook. De ce facem asta? Păi nu ești cu bărbatul lângă tine, nu ești cu nevastă lângă tine, nu ești cu copilul lângă tine, nu ești cu, ești cu bebelușul la sân și ai telefonul să vezi pe Facebook ce se mai întâmplă. De ce faci asta? Pentru că tu în străfunduri ești singur și vrei să-ți alungi singurătatea și nu ești mulțumit că ai bărbatul lângă tine și nevastă lângă tine. Uitați-vă, câți dintre voi aveți telefoanele la voi în biserică? Câți? Din cei ce avem telefoane, probabil că 80% le aveți voi. De ce oare? Păi dacă cineva, dacă cineva, dacă cineva. Cineva ce? Le aveți la voi și nu s-o prinde pentru că vă simțiți teribil de singuri. Și poate prindeți un mesaj de undeva care vă face să nu vă simțiți singuri. Și minciunea mea e mare. Suferința e mai cumplită. Înconjurat de prieteni, băi Florine, și totuși, tot de singur. Dar ce are a face asta cu textul nostru? Păi uitați cât are, volume întregi are de a face. După ce au celebrat cina Domnului, Domnul Iisus cu ucenicii, în timp ce vegeau spre Ghețiman, le spune, trebuie să vă spun ceva, băieți. În noaptea asta, toți veți pleca de lângă mine. Și dați-mi voie să interpretez și o să mă lăsați singur. Pentru că așa scrie în profeți, că voi bate păstorul. Și dacă păstorul e bătut, oile se împrăștie. Doamne, a zis Petru, cum să te lăsăm, îl traduc pe Petru, cum să te lăsăm singur? Doamne, e inimaginabil, chiar dacă ăștia 10, că Iuda era plecat, chiar dacă ăștia 10 trebuie să, Doamne, pe mine poți conta cum, dar cum să te gândești că după experiență de 3 ani și jumătate să te lăsăm singur, să te abandonăm? Nu se poate, împotriva logicii simple. Băi, Petre, atât de singur o să mă lași tu, încât de 3 ori o să mă reneci. Și ca să-ți amintești ce ți-am spus, ține minte, va cânta cocoșul după ce de 3 ori vei declara că mă lași, că mă abandonez. Doamne, eu mor împreună cu tine. Toți au zis, Doamne, și noi. Pentru că nu-și puteau imagina prietenii Domnului Iisus că vor decădea în halul ăsta, că îl vor abandona în halul ăsta pe Iisus. Nu-și puteau imagina. Acum, ce m-a surprins, m-a șocat. Iisus le spune că vor fi niște lași, toți prietenii lui, că a fost înconjurat de ucenici. Iisus n-a fost fascinat de mile de oameni care îl îmbolzeau, pentru că zice Ioan că el nu se încredea în ei. Pentru că știa ce este un om. Adică știa cât e de fragil omul.
Și atenție, știind cât sunt de fragili ucenicii, știind că îl vor abandona, și doar știa Iisus că Petru se va jura cu blesteme, așa cum făceau evreii, că nu l-a cunoscut. Dar gândiți-vă, trei ani și jumate stai cu el, umbli pe ape, vezi cum învie trei oameni, tu spui că nu l-ai cunoscut și te blastem și te juri pe cei mai sunt că nu l-ai cunoscut. Iisus știa foarte bine. Și a zis, Petre, vino, Iacov, hai și tu, Ioane, haideți. Simt o întristare de moarte. Vegheați împreună cu mine. Imaginați-vă că Domnul Iisus în cele mai cumplite momente ale trăirii Lui pământești îi cheamă pe niște lași, pe trădătorii Lui. Le împărtășește suferința pe care o experimentează. Și mi-am pus o întrebare, totuși pe Atena dimineața, mă, de ce o fi chemat? Au avut nevoie de ajutorul lor? O zis, Atena, nu cred, tate, nu cred. Știa că nu pot ajuta cu nimic. Pentru că cea mai cumplită bătălie pe care istoria Universului a cunoscut-o, atunci în Ghețimani, Iisus a fost lăsat singur. Nu putea nici Petru, nici Ioan, nici Iacov, nici miliardele de oameni nu-l puteau acompania pe Iisus în suferința lui. El era mielul lui Dumnezeu perfect, neatins de păcat. Nimeni nu putea să-l ajute la extinderea sfințeniei și a neprinirii, pentru că el unic, singur era perfect. Cum poate imperfecțiunea ajuta perfecțiunea? Domnul Iisus a fost abandonat. Petre, am contat pe tine, că ai zis că mor cu mine. O oră. N-ai putut veghea. Dați-mi voie să fiu purtător de cuvântul lui Petru. Dar, Doamne, n-am putut veghea pentru că bătălia ta era ta. Puneți-vă rog un pic, Isaia 63 cu versetul 3. Bătălia era ta, nu a mea. Eu uitați ce spune Isaia. Eu singur, așa scrie, eu singur am călcat în teasc. Și niciun om dintre popoare nu era cu mine, eu singur. Păi, trebuie și Isaia 53 cu 3. Așa și Isaia. Disprețuit și părăsit de oameni. Disprețuit și părăsit de oameni, dar de toți. Iisus l-a spus celor 11, în noaptea asta, toți veți abandona și vă rămâne singur. Asta este ideea. De ce? Pentru că cele mai grele bătălii ale vieții noastre existențiale le ducem singuri, oricine am fi. Uitați ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei capitolul 4, 2 Timotei capitolul 4, versetul 16. Era în pușcărie la Roma și spune Pavel așa, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți. Măi, Pavel, toți m-au părăsit. Toți m-au părăsit. Dar putea Pavel să experimenteze altceva ce Mântuitorul lui n-a experimentat? Toți m-au părăsit. Crezi că la tine o să fie altfel? Nici vorbă. Cele mai grele bătălii ale vieții tale le vei duce singur.
Nu așa? E cumplit. E cumplit. Și cumplit, dar avem noi o mentalitate prin care gândim în felul următor. La mine nu o să fie așa. Eu nu o să trec prin asta. Ești naiv. Ești imatur. Ești prea necopt ca să gândești în halul acesta. Pentru că Domnul Iisus Hristos, prin experiența Lui, ne-a lăsat un model. Și în esență ne-a tras atenția că bătăliile vieții le ducem singuri. Ni le asumăm, dragii mei. Am văzut și ați văzut părinți asistându-și copiii până la ultima picătură de viață. Am stat lângă un copilaj de 7 ani, intoxicat cu ciuperci, și mă uitam cum avea o pungă acolo colectoare și țărăcuțul, tot ficatul i-a fost mâncat de o travă din ciuperci. 7 anișori, am fost și la mormântare la el. Teribil! Cumplit! Să vezi mama care îl asistă și nu poate face nimic și pruncul ăla se stinge picătură cu picătură și n-ai ce să faci. Te doare. Normal că te doare, dar nu poți să aștepți cu nimic. Este cumplit când ești abandonat de oameni și nu este normal să le pretinzi să sufere cu tine. Știți că mama mea e bolnavă. De 2 ani și o lună am asistat-o 1 an și 10 luni până când Atena atât a suferit pentru că s-a identificat cu ea încât era pe pământul de a intra într-o depresie. Zic, ce să facem? I-am spus, mama, mi-am făcut legământ nu cu dumneata, m-ai născut, mulțumesc, dar am făcut legământ cu Atena. Nu, nu putem sta să murim toți trei aici, nu pot să văd pe Atena că se ofilește. Și am dus-o la apartament. Și mulțumesc Domnului pentru 3 femei care se ocupă de ea. Iar am fost pe la ea. Nu poți, ți-e dragă mama, și nu trebuie să o pui într-o instituție care se ocupă de asta și, auzi, ne supără copiii care își duc părinții la azil. Păi dacă nu-i pot asista și dacă azilul sau casa de bătrâni are personal calificat și o poate ajuta pe mama sau tata, de ce ești nedrept? Nu-i normal să pretinzi să mori împreună cu el. Așa a zis, Petru, mor împreună cu tine. Băi, Petru, nu poți să înțelegi, sunt bătălii pe care le ducem singuri. N-are rost. N-are rost să ne chinuim unii pe alții. Deci e dureros când te abandonează cei din jur. Dar n-ai dreptul să le pretinzi să moară cu tine. Nici Hristos n-a pretins. E cumplit să fii înconjurat de prieteni și totuși să fii singur. Haideți să vă spun cel mai cumplit lucru pe care îl poate experimenta un pământian. Pune, te rog, pe monitor Matei 27 cu 46. Matei 27 cu 46. Hristos Domnul era pe cruce. Și la mine spune 27. Eli. Eli. Lama sabatani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Adică și tu, tată, înțeleg pe Petru, n-am avut pretenții de la Ioan, nici de la Iacov, da, Eli, lama sabatani, de ce m-ai părăsit? Este cumplit când te abandonează soțul și soția, copilul și părintele, e cumplit. Dar când te abandonează Dumnezeu, ești un om terminat, înțelegi, terminat. Și trebuie să vă spun adevărul. La finele istoriei, cea mai mare parte a omenirii va fi abandonată de Dumnezeu. De ce? De ce l-a abandonat tatăl pe fiul? De ce, dragii mei, știm de ce? De ce? Ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să vadă ce?
Păcatul, imaginați-vă, tot păcatul rasei umane era grămadă pe Fiul care era pe cruce. Și Tatăl și-a întors față. Indiferent cine te abandonează, vei fi abandonat și eu și tu, oricine am fi. Asta e logica vieții acesteia contaminată de păcat. Dar să te ferească Dumnezeu, să nu fii abandonat de El. Și haideți să ne dăm la câteva promisiuni spre încheiere, fără de care n-ar avea rost acest mesaj. Hai ne uităm mai întâi în Isaia. În Isaia 43. Este un text pe care îl îndrăgesc credincioșii. Sigur, e adresat lui Israel, dar îl putem aplica fără greșit, pentru că noi suntem nou Israel. Și de la versetul 1 în jos, Isaia 43:1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, cel ce te-a întocmit, Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe numește al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Roile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și plăcările nu te vor aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și națiuni pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi oamenii tăi de la răsărit, neamul tău de la răsărit, și te voi strânge de la apus. Voi zice, mi-ază noapte, îi dă încoace și mi-ază zile, îi nu opri, ce adun fiii din țările depărtate și fiicele din la marginile pământului. Și atenție acum, asta e pentru noi, concret. Pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Am promisiunea că dacă oamenii mă vor abandona, asta e logica vieții sau lucrurilor, n-are sens să avem pretenții ilogice, iraționale. Avem garanția că Dumnezeu în toate circumstanțele vieții este cu noi. Și ca să avem convingerea asta, l-a trimis pe Duhul Sfânt, care este în noi. Cine mă iubește, păzește poruncele mele, eu și tata vom veni și vom locui unde? În El, în El, înțelegeți? Noi am devenit temple ale Sfântului Duh. Dumnezeu devine proprietar al nostru. Orice suferință, orice dramă o trăim, Dumnezeu o trăiește în noi și cu noi, înțelegeți? Puneți, rog, ultimul verset din Matei 28, că suntem pe Evanghelia aceasta. Uitați ce promisiune fantastică avem de la Hristos. Și învățați-i pe cei care duceți la biserică, da? Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu, nu voi fi, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Evanghelia după Matei începe prin intrarea în istoria noastră a lui Iisus din Nazaret, a cărui nume este Emanuel. Dar ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu se cunoaște. Uitați-o cum se încheie Evanghelia după Matei. Și atât că eu sunt cu voi. Iisus se numește Emanuel pentru că Dumnezeu a intrat în istorie să se identifice cu drama ființei umane. Nu contează cine te abandonează, câtă vreme ești în Hristos, o creație nouă, Dumnezeu și-a depus garanția cuvântului său că niciodată nu te va abandona, cu nici un chip nu te va părăsi. Îmi place ce spune Isaia la un moment dat, chiar dacă o mamă își abandonează copilul pe care îl naște și, Doamne, câte mame își abandonează pruncii, Isaia spune, dar eu nu te voi părăsi, nu te voi abandona, da? Chiar dacă mama își părăsește pruncul pe care l-a născut, lați-l 9 luni în pântece, eu nu te voi părăsi. Asta e promisiunea. Înconjurat de prieteni, totuși singur. Adică sunt momente în viața noastră când niciun pământean, oricât de mult ne-ar iubi, nu
se poate implica în suferințele noastre. Slăvim pe Domnul că El o face și astăzi celebrăm implicarea Lui în suferința noastră fiecăruia, luând asupra Lui păcatul nostru, făcându-se păcat în locul nostru. Dacă Dumnezeu l-a abandonat Tatăl pentru un moment când a fost pe cruce, a fost cu scopul ca Dumnezeu să ne prindă în mântuirea Lui prin har și să nu ne abandoneze.